Andrei, ok? Da. 3, 2, 1, start! De acolo cu ele, poate au nevoie de ajutor. Vino mă și tu aici. Stai, mă, lasă-mă pace. I-ați dat? Imediat, imediat, hai să nimerim pe ea. Eu nu simt nimic. Aha, când apăsăm butonul? Așa? Da, a mers? Da. Apasă butonul? Și... 3, a pornit. 2, 1! Andrei, ok? Da. 3, 2, 1, start! De acolo cu ele, poate au nevoie de ajutor. Vino mă și tu aici. Stai, mă, lasă-mă pace. I-ați dat? Imediat, imediat, hai să nimerim pe ea. Eu nu simt nimic. Aha, da, când apăsăm butonul? Așa? Da, da. A mers? Da. Apasă butonul? Și... 3, a pornit. 2, 1, start! Ai de capul meu! George, e bine! Atent, atent, da? Cred! Atent, așteaptă, așteaptă! Bă, deci mă consumă probele astea nebune. Hai, hai, hai! Așteaptă! Acum! Hai, urcați-vă mai repede, nu mai stați acolo, pierdeți timp. Hai, paspartu! Paspartu, hai să mergem! Bravo, lor, hai de aici, că eu aici... Hai, Doamne Dumnezeule, ce înălțim! Da, țintă, ce să zic, am avut, deși reperele erau date peste cap, stând într-un fel pe targă, apoi pe spate, după aia cu capul în jos. Nu se deschidea lacătul la un moment dat, așa că am apucat de cutie aia, am tălas de lacătul ăla, cred că l-am forțat. Me the money! Băi, bravo! Bravo, bravo, foarte bine! Foarte tare ați fost, foarte tari, foarte lini. Mai noi, mai tari băieții. Nici n-am vorbit despre câțiva dintre voi care au fost foarte tari, adică băieții, n-am vorbit despre ei! Am vrut să zic că nu am vorbit despre ei! Noroc cu băieții! Voi toți ați fost foarte tari. Despre ei n-am vorbit, pentru că, uite, Cornel a fost acolo în submarin și nu ne-a spus cum a fost. Băi, mai aveam atât de puțin să scot ultima cheie. Problema este că am pierdut prea mult timp la prima. Da, și te-ai panicat pentru că ajunsese... M-am panicat că nu știam dacă apa zice până sus de tot sau nu. S-a panicat. E foarte grea. M-am inventat o probă foarte grea acum. Păi dacă nici eu, atunci cine? E bine că ai făcut semnul și că ai avut curaj să te bagi acolo. Iar cu șerpii, nu știam. Plus că ești foarte tare, că ai pus, luai șerpii aia și erau... N-ai aia, nu? A fost cea mai tare. Ca să nu spun cum ai mâncat tu sushi. Ca să nu spun cum ai mâncat sushi, da? Și tu, și tu. Iar voi doi acum la final... Voi doi la final ești nebun. Omule, lasă-mă și strâng mâna. Hai că ție poți să strâng mâna, tu erai în apă, adică nu știu cum ai ajuns acolo. Dar tu nu ești sănătos la cap, scuze-mă. Tu ai o liniște și o lentoare, da, de parcă n-ai... Era omul stătea așa deasupra portului la 40 de metri sau cât o avea, că nu mai știu când crește apa, când scade, pe o scândură undeva cu mâini, nu mai spune cu mâini, la plajă. Dar îți dai seama că e nebun nu după față, te uiți la tatuaje. Ce nebun își face buline cu picioare? Lasă-mă că înseamnă ceva bulinile alea, nu întrebăm ce înseamnă, că e sătul omul, te întreabă toată lumea pe stradă ce înseamnă bulinile. Nici nu vrem să știm. Hai să mergem mai departe. Zile tot de... Oricum, Nicolae, Iorga e de la Botoșani, ca să știi, atâta. Ține minte. Iorga Botoșani. Asta e începutul. Băi, dacă mai vii la emisiune, mai spune. Ei, n-am mai luat acum. Bun, hai să facem așa. Hai să băgăm tigrii la loc acum. Te rog, după aia vreau să vă explic despre ce aveți de făcut mai departe, da? Da. Hai. Felindra! Tu ești drăguț? Nici nu mă lasă să-mi termin ideea, mă, frate, și povește din biciul ăla. Hai, hai, hai! 5 ca 1! Tragatulo! Fiți atenți acum, că acum e destul de complicat ce aveți de făcut. Câte indicii aveți? Doar unul singur, din păcate. Sunteți foarte buni.
Dacă aveți noroc, dacă aveți noroc, poate ghiciți cuvântul cheie dintr-un un singur indiciu. Nu știu cât de deci. Eu zic că nu e de noroc acolo, Paula. Acolo e să se mai și gândească. Da. Dacă nu va trebui să sacrificați pe cineva, cum sacrificați? Capetele de tigru, ați băgat mâna în ele și scoateți un indiciu. Doar că rămâneți prizonieri acolo, nu mai puteți participa la comoară. Legați să avem un singur indiciu. Eu zic că trebuie să sacrificăm pe cineva. Deci... Vă face felul următor. Desfaceți indiciu. Stai să vedem indiciu mai întâi. Nu vă priviți. Întâi nu țin, dacă citiți primul indiciu, dacă cit, nu mai e nevoie. Acolo se desface indiciu. Aia este cheia pentru indiciu. Îl citiți. Vedeți dacă reușiți. Dacă nu, decideți pe cine sacrificați. Da. După care, cuvântul cheie, cum este format el, va trebui să vă așezați fiecare pe câte o literă. Decideți voi... Cine? Voi decideți și cum vă așezați și când și unde exact. Da, bun. Mai vedeți e un că lucru. Sunt diacritice. Da. Okay. Da? Mai deci... e un lucru. Atenție mare. Voi nu o să aflați dacă indiciul este corect. Adică o să ne spuneți nouă mâță, cuvântul cheie. O să ne spuneți capcană și noi să vă spunem da, e corect. Nu. Voi riscați. Vă așezați pe litere și atunci aflați da sau nu. Dacă nu, e nu. Deci e puterea decizională a capitanului. Yes. Trebuie să așteptăm până... Papa Fură decide. Hai, după aia vorba, știi, după aia ce se întâmplă, e simplu. Hai că nu mai stăm. După aia, curți sau nu curți banii, luați-i, aduceți aici, cântărim și vă dăm euro. Hai, 3, 2, 1, desfă-l repede că a început să curgă, 3 minute aveți. Ține bine, ține bine. Hai. Aia este. Asta este. Indiciul este de piatră. Hai să... Nu știm, sacrificăm? Da. Hai, Ana. De piatră. Au sacrificat-o pe Ana. Hai, desfă-l. Indiciul 2 este de marcat. Da, casă. Decideți! Pe unde? Pe unde decideți, nu vă așezați! Haideți, mă, că pierdeți timpul! Așezați-vă pe clipe! Pe aia, hai, pe aia! Lasă-le, mă, du-te și așa! Eu mă știu, mă, sâmp! Hai, vină tu pe aia! O, era... Hai că a trecut grav timpul, hai! Eu sunt pe A! Acolo! Hai, cu fața încolo, cu fața încolo! Hai, e bine! Felindra, întoarce capul tigrului! Trebuia să le arunc carne în seara asta. Ne-am blocat acolo. Treceți, tu, Cosmin, ai fost disperată. Ce a fost, mă, disperată? Că a trebuit să știu. Dacă tu ești agitată, o transmiți. Treci acolo, 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 lângă George. O secundă. Nu vă certați acum la sfârșit. Nu ne certăm. Se ceartă. Cum? Tu ai rămas cu indiciile în mână și ca mai puteai ceva cu ele. Am rămas ca prost cu indiciile în mână. Indiciile și să atâi așa. Ai avut încredere în cuvânt? Nu știu, eu...
În momentul ăla nici mă mai gândeam era... că eu sunt ăla care trebuie să mă duc pe literă, înțelegi? Da, tu erai cel care trebuia să afle cuvântul. Da. Exact. Și la comoară acolo v-ați învârtit ca mergi. Nu, la comoară erau prea puțini, ați rămas patru... Nu suntem obișnuiți cu comorile. Da, nu. Așa, da, noi muncim pentru oricum, oricum, nu. Stați o secundă, n-am cântărit. Poate că ați adus... Ajutați-mă și pe ăștia mici, mă, stați și mă, n-am cântărit, stați să vedem ce. La ce să-i ajutăm, mă, că așa bani puțin n-a luat nimeni. O să ne uităm acolo sus și o să vedem cât înseamnă în euro. E bine, guys. Acolo sus, la ușa. €6.350. Bine, bravo, băi, e foarte bine. Bravo, bravo. E foarte bine. Ați avut un om sacrificat. Da. Îți mulțumesc cel mai puțin. Doamne, doamne. Foarte bine, bravo, bravo. Uite, asta da echipă. Bine, bine, bine. €6.350. €6.350. Și acum trebuie să fim toți ca jumătate din banii ăștia, jumătate din această sumă se duce către Magic Camp. Da. Asta a fost. Asta a fost. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare cu alți oameni, cu alte aventuri la Fort Boyard. Bun găsit tuturor, suntem din nou la Magic Camp, unde se joacă toată lumea la greu. A fost o plăcere din nou pentru mine și echipa mea, ca la emisiunea Fort Boyard, să direcționez toată suma câștigată către Magic Camp. Mulțumesc încă o dată Anei, Cosminei, lui Andrei și lui Cornel Ilie, colegii mei de echipă. Și nu în ultimul rând, 5K1, Dracatorul! Bun!